Înainte să începem, aș vrea să spun și eu ceva. Cartea este... Îmi pare rău că scrie doar la sfârșit și foarte... Microfonul mai aproape. Nu, că nu e microfon. Deci, cartea este... Așa. Da. Pe coperta asta scrie așa: o dedic bunicii mele Betty, care nu știa să croșeteze. Nu contează ce se înțelege din ce am spus eu, dacă luați cartea o să vedeți. Pe mine mă emoționează lucrul ăsta. Am vrut să precizez asta. Ok, putem începe. Capitolul 2. Nu se știe despre ce. Colecție de cântece și bârfe de cartier. Când el și ea, ținându-se de mână, pășesc sfios și tainic în poem, ca pe covor molcuț și cald de lână pe care torc metaforele ghem, cine să rupă plasa de cuvinte suflând în păpădia paradis, dezvăluind că ea în somn cu minte zâmbește și că el e doar un vis. Versurile acestea sunt din alt poem. Un poem prost. Pe care alu 5 stele mi l-a publicat în 2001. Dar mie îmi plac versurile astea. Așa că le transcriu aici. În timp ce Laura visează iar... Ca proasta. Cu ochii deschiși la prima întâlnire cu El Grande Davide. E timpera. În acest moment, autorul... Începe să se îngrijoreze că textul a devenit monoton și al doilea capitol e identic cu primul. Aiurea, cele de până acum le-am scris într-o singură noapte. 28 de pagini de caiet. În urma acestui efort mi-au crescut două mici cornițe care mă cam încurcă ori de câte ori mă dau cu capul de pereți. Aici Laura se gândi să intervină. Că prea bătea autoarea câmpii și se crease un moment penibil. Ok. Hai să vorbim despre mama. Și se auzi la radio acest cântec. Mama. Mama. Unde este mama în tot acest timp? De ce nu alintă ea fetița? De ce are fetița părul scurt? Fetițelor rele li se taie părul. Și dacă li se taie părul, nici semn nu le mai cresc. Nu le mai crește nimic rușinos. Și iau numai note mari la școală. Fetința tusă băiețește stă sub masă. Mama! Ea are părul lung și din propriul ei păr îi sunt țesute hainele. Astfel, toate hainele mamei pornesc din cap. Și seara ea nu se dezbracă, se despletește doar. Tata! Tata! E foarte mândru de mama. Pe ea nu o bate, deoarece ea nu este rea și nu-l face niciodată de rușine. Mămica este cubică, fapt pentru care nu se mișcă. Ea este cubică, deoarece lui tata îi plac femeile cu forme. Dar fetițe nu o să-i crească niciodată nimic. Niciodată nimic? Pe ea nu o să o iubească nimeni. 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 Tata a ales intenționat o femeie cubică pentru o relație cât mai stabilă. Pentru că lui tata e frică să nu îmbătrânească singur. Și totuși mama a plecat la capătul lumii ca să se așeze pe margine și să-și bălângâne picioarele, fluierând în gol. Ascultă, Laura, să nu regulești! Majoritatea fecioarelor sfârșesc în patul cât unui bărbat. Deși e greu de găsit un bărbat adevărat în ziua de azi. Nu se mai fabrică numai chinezării. Da, vide, însă avea pedigree. Oh, și într-un loc ascuns privirilor indiscrete, Emilia se jură că avea... Ce? Ștampila ISO 2000. Cum a ajuns Emilia să știe acest lucru? Numai Emilia poate ști. Pe atunci sufletul Laurei umbla pe străzi în toată nuditatea lui. Era alb și fragil ca un ou fătat prea devreme cu coaja prea moale. Purta a priori urme de lavă de tigru zugrăvite în roșu,
Unii credeau că sunt maci și spuneau: iată cum înfloresc macii vicleni printre sfârcuri de fecioare. Așa că nimeni nu se miră când mai târziu apăru tigrul. Un tigru spân. Aha, dar lucios, încrustat cu alămuri și solți de argint. Cu pocnet surd, el frânse carcasa oului, cochilia sufletului și subsese conținutul de parcă ar fi mâncat o stridie. Foai, păi de atunci a trecut multă vreme. Acum sufletul Laurei are două gălbenușuri și coajă tare. Un cățelandru tânăr îl cară în bot și linge cu limba aspră să-i treacă de set. Ai auzit, vecină? Strigă pe geam femeia păpușă către femeia care adună scame. Ai auzit că la o stradă de aici, pe Progresul lui, stă una care și-a angajat bodyguard să-i care sufletul? Na. Da, ci că îl duce cu roaba, că nu-i mai încape în piele. Ei, aș! Răspunse femeia cu scame. O fi un suflet străin care nu se poate adapta la organismul ei. Uite, un nepot al meu. A făcut transplantări inichi. Laura și-a stucă urechile până început să audă zgomotul mării și al stațiunii Eforie Nord și foșnetul a 12 fuste albe. Iar fustele șopteau în cor. Femeia păpușă e râvnită de toți. Ea e perfectă și rabatabilă. Poți să o iei cu tine la servici, la cumpărături. Nu cere de mâncare. E invidiată de toți. Poți vorbi cu ea sau nu, ea tace. Poți să o dezbraci. Nu o doare niciodată capul. Nu are sex! Nu are sex. Nu are sex. Nu are sex. Nu are sex. Nu are sex? Crista, nu are sex? Nu are sex? Nu are sex? Deși niciun bărbat nu se poate abține să se uite sub fustița păpușilor, ei uită instantaneu dureroasa descoperire imediat ce fustița cade. Și din nou răvnesc și oftează și visează la femeia păpușă perfectă și rabatabilă. Laura fluieră scurt și jumătate de câine a apărut ducând în bot sufletului zgribulit. Și tot jumătate. Confuz și atât de dornic să fie geamănul sufletului David, încât creierul Laurei nu-l mai putea accepta. În timpul acesta, David mâncă un sandwich cu pește la restaurantul... McDonald's. Și încă nu știa că peștele era vechi, pentru că pe plaja de la Eforie, fustele Emiliei și-au descoperit veleități muzicale. Se înșirau la balize și cântau atât de frumos încât au strâns o grămadă de lume, fotografi, televiziune. Da, ajunsese și omul cu barbă roșie, dar fără jumătate de câine. Rămăsese cu Laura, cu care se împrietenise. Veți afla mai încolo. Oamenii s-au strâns pe plajă, ieșeau în larg cu plutele, cu bărci, cu colace. Pescarii erau disperați, ăia vâneau toți peștii. Pești care trebuiau livrați în restaurantului. McDonald's din Târgu Mureș. Pe lângă salariu, pescarii primeau și un Happy Meal bonus. Patronul Ghiță de la McDonald's s-a tot gândit pe unde să scoată cămașa. A scos-o până la urmă. Cămașa a zburat halucinant pe urma fustelor Emiliei, care cântau. Legați-mă de catarg! Strigau fustele. Legați-mă de catarg! Până la urmă s-a agățat de o antenă aflată pe clădirea spitalului nou. A dat-o jos sora Panseluța, de 200 de kilograme și ceva, care era de gardă și ceva îi gruia antena. Nu vedea meciul. Ia te uită, o cămașă bărbătească! Legați-mă de catarg! Șopti cămașa. Acum, pur și simplu, în virtutea inerției, și leșină lângă o brută de cămașă de forță. Mai târziu, cămașa a fost salvată, chiar de patronul Ghiță, care ajunsese la boli nervoase din cauza crizei de pește și a faptului că se jura că avea o cămașă care îl cita pe Ulise. Legați-mă de catarg! Legați-mă de catarg! Legați-mă de catarg! Legați-mă de catarg! Bucuria revedere! Asigură patronului și cămășii lui un lung sejur la sanatoriu. În lipsa lui, nevasta, care-l ura deoarece se simțea neglijată și care deja de un an aduna scame pentru ca duminica dimineața la 5 să le dea drumul de la balcon, să fie libere... Nevasta, zici, se trezi într-o dilemă. Pe de o parte, trebuia să rezolve criza de pește, deoarece McDonald's fusese construit cu banii lotați. Pe de alta, trebuia să se răzbune pe soț. Din buzunare, scamele șopteau. Mimi,
Mimi strânge scame. Mimi nu poate suporta să stea degeaba. Soțul e la servici. Mimi se sacrifică și face curat și gătește și spală și cumpără. Dar le face pe toate mecanii, pentru că Mimi e mereu cu ochii după scame. Le colecționează, își umple buzunarele cu ele, le vorbește, le cântă, le pune nume. Și de la o vreme scamele îi răspund, scamele se plâng de aglomerația din buzunarele ei. Și Mimi scoase multe buzunare noi, încăpătoare. O vreme scamele sunt mulțumite. Mimi. Moță e în buzunarele lui Mimi ca în marsupiu. Mimi. Soțul ei este îngrijorat. Mimi a prins proporții. Mimi? El nu știe că are un înveliș scămos. În scurt timp, scamele se plâng din nou. Mi. Se simt captive. Așa că Mimi le dă drumul. În fiecare duminică, la ora 5, le dă drumul de la balcon. Ele plutesc. Și se simt libere. În fiecare săptămână, duminica. Luni, revin întotdeauna în buzunarele obosite. Și moță e toată săptămâna. Întotdeauna duminica, soțul o găsește pe Mimi schimbată, întinerită. Și fac dragoste. Mimi se gândi o săptămână întreagă. Neglijându-și scamele, care jurară să se răzbune năpădind-o. Dar, până la urmă, se hotărâ să sacrifice peștișori exotici crescuți de soțul ei. Peștișorii habar n-au avut ce i-a lovit. Era un colț de masă. Doar peștișorul preferat al patronului Ghițe, anticipând, muri de infarct. Ei, până-i veni rândul să fie salvișizat. Puțea îngrozitor. Și chiar acest peștișor a ajuns în salvișul lui David. David urma să ajungă și el la spital. Dar asta mai târziu. Deocamdată, David e bine. Soția patronului Ghiță a ieșit basma curată. După ce a fost spălată, basma o șterse și ea la eforie. Și dacă n-am ști de soarta vieților peștișori, am zice că această parte a poemului s-a încheiat cu happy ending. Mimi!